Doamnelor și domnilor, sunt informații de breaking news, imagini de ultima oră, incendiu masiv lângă un parc de lângă București. Vedeți imaginile chiar în aceste momente. Dana Cărbunaru vine cu date și informații. Dana, ce se întâmplă acolo? Bun găsit, este un incendiu violent de vegetație uscată ce se extinde cu rapiditate din cauza secetei, dar și a vântului care bate în acea zonă. Observăm, este chiar în cartierul militar, acolo unde sunt, iată, este un complex comercial. Sunt foarte multe autoturisme parcate în apropierea focului. Intervin în acest moment pompierii cu mai multe autospeciale cu apă și spumă la fața locului și încearcă să oprească extinderea flăcărilor. Însă, iată, este o intervenție contra cronometru, am putea spune, pentru că vegetația este uscată după atâtea zile de lipsă a ploii și temperaturi ridicate și iată că incendiul se extinde rapid și riscă să ajungă la autoturismele parcate în apropiere și de asemenea este posibil să se blocheze și traficul pe autostrada A1 București-Pitești pentru că chiar acolo se desfășoară, iată, acest incendiu. Sunt flăcări puternice, este și un fum dens de și negru necăcios, este posibil să vedem și mesaj roalert în minutele următoare. Până atunci însă intervin pompierii la fața locului și s-ar putea să suplimenteze numărul de autospeciale dacă nu vor reuși să localizeze acest incendiu.